Bun, deci încă o dată vă mai citesc, atenție. Scrieți cel mai mare număr cu cifre diferite nenule, astfel încât suma cifrelor este 18. Gata, Mirela. Știi? Cel mai mare? Da. Nenule. Da. Da. Știți toți? Da. Da. Nu! Ia scrieți mai mare. Mare. Varianta lui Davide, varianta Flavii, varianta... Nu, vă rog frumos. Păi, terminat. Cât era numărul? Cât? Deci, nu știu, scrieți cel mai mare număr cu cifre diferite, nenule, astfel încât suma cifrelor este 18. 18. Eu nici măcar n-am început să scriu și... E, gata! Nu, Davide, nu greșe. Suma cifrelor 18. Și scrieți-l pe cel mai mare. De câte cifre? Nu știm. Cel mai mare, cel mai lung. Diferite. Și că am avut gata 1523. Nu știu. Vezi? Sau 6065. Mai gândește-te. Și dacă e de mai multe numere? Poți fac 100? Nu. Da, dar diferite. Diferite. I-a spus, domn profesor. Diferite. Dar ne-a spus. I-am mai arătat că ce gândea. Da, diferite. Deci scrieți cel mai mare număr. Da, diferite. Uite că am greșit ceva. Diferite, domn profesor. Diferite. Scrieți cel mai mare număr diferite. Cu cifre diferite. Deci, acum a terminat. Pe zero o singură dată. Am voie să zero, nu, nenule. Nenule. Nenule și diferite. Deci am voie să folosesc toate cifrele 1, 2, de la 1 la 8. Până la 9. Până la 9, pardon. Da. Până la 9. Dar o singură dată. O singură dată, corect. Și să fie cel mai mare număr. Să fie cel mai mare număr. 15. Dar nu zice că nu se poate repeta. Păi zici, distinte. Diferite. Ca așa făcea. Și ca bun, David, trebuie să se gândească. David, hai la... La cel treabă. Mai mare, da? Da. Astfel încât suma cifrelor să fie 18, nu oricum. Stați, să fac primul. Să sperăm, David.7641. Daria? Încă n-am. David, tare. Davide? Nu te gândesc. Ia să vedem suma de 18, domn profesor. 10, 71, 18. Da. O, mic! Hai, Davide. Lăsați-l pe Davide, se gândește. Păi te gândești că s-ar putea să mai... Să mai fie. Poate nu-i bună asta. Exact. Este alta și mai deșteaptă. Domn profesor! Păi știți. Nu. Ai dat. E dat, așa, dar tu fă încearcă și alta. Daria, și ești pe plan prietul. Nu înseamnă că pur nu poți reveni. Ești în studiu. Da, Flavia? Deci constatăm că nu ar fi cel mai bun. Poate este altul și mai bun. Mă aștept numărul, dar și pe aia mă riscă. Poate e din 5 numere. Sigur că da. Poate e din 5 numere, și atunci e mai mare. Poate e din 6 numere. Ai găsit din 5 azi. Dar zi-l tu. Numărez. Davide. Păi dacă ai găsit din 5, deja ești peste Flavia. Gata. Daria. Zi Flavia. Tot din 3. Tot din 3 e bun. Nu e bun, e mic. Nu. Eu știu din 5, dar trebuie să fac din 7. Deci, Flavia, trebuie să te gândești ca suma cifrelor să fie 18. Eu aș pleca așa. Și cât mai lung? 18 egal cu 1 plus 2. Da, profesor, dar nu ne stricați. Nu ne stricați soricele de cu... Păi, haideți, faceți. Eu mă gândesc. Și după... Și pe urmă... Flavia, fă și varianta ta. Hai, dar faceți o dată. Mulțumesc, profesor, ești cel mai bun. Am găsit de 4, dar pot mai mult. Eu am găsit de 5. Ai găsit din 5, chiar mai. Nu zi. Păi dacă găsit din 5, dar n-ai găsit. Uite, Mihaela, nu mă crezi. Ia. Scabu.
654-2-1. Mi! 654-2-1. Hai să-l vedem dacă dă suma. 654-2-1. Ia vedeți, dă suma, domn profesor. 11. 10, 17, 18, da. Stai, stai, stai. Da, da, stai să vedem, poate o fișă mai, da, și mai bun. Dar mai pur Mihaela? Mai gândește, David. În loc de 6, ăla poate poate să fie 7. Ha, nu merge, nu merge. Nu? Și în loc de 5, 4. Și în loc de 4, 3. Da. Nu, de ce m-a spărât? Acum mă scoateți, mă. În loc de 6, ăla poate e 9. Poate e la bătaia cu 15. Poate e nouă. Dar vă rog frumos, eu acum încerc să mă gândesc. Ai voi, 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 3, 4, 5, 6, 7. Păi trebuie să facem problema asta. Deci să ne facem. Ideea este că te gândești la urmă. Păi Daria, până când? Acum, mai ai 5 secunde. Eu mi-am spus mor, Mihail. Mulțumesc, Mihail, dacă nu rămâneam. Deci ideea că să vă gândiți de la cel puțin 5 cifre. Pentru că deja l-am găsit cu 5. Da, da, mă, este mai mare. Și poate, poate să fie unul. Nu, și mai bun, măi. Este mai mare să mă uit pe colegere. Nu, 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 nu. Aici bate scintea. Păi zice-l tu, da. Îți capul la treabă, măi. Trebuie să iei ceva cu 9. Păi hai, bate scintea. Da, da, zi-l. Zi-l dacă e cu 9. Celălalt din numere. 9, 4, 3, 1. Păi și cât dă 9, 4, 3, 1? 9, 4, 3, 1. 9 și cu 4? 7 cu 9. 17. Mai, mai dai de un număr. 16 plus cât face 18? În loc de 1 pune 2. 2. Păi da, da, ce iese cu 4, nu mai iese cu 5. Mic. Nu, oricum eu mă dă bagă. Tot cu 5. Tot cu 5. Deci din lungime 5 dacă de lungime 6. 5 deja este. Deci 5 dacă pentru nu cumva 6. Pentru că l-am deschis eu. Hai zi, măi. Este de 6. Nu știu. Eu vreau deci, de 7. 1 plus 2 plus 3, dacă ia uitați-vă acolo, plus 4. Așa am plus 5, eu. Cât face? 6 și 4, 10, 15. O spun eu că așa am făcut. 15 și cu 6, cât ar face? 21. Deja a sărit. Deci am sărit așa. Atunci, ce trebuie să fac? Pe cine să-l folosesc? Cum să fac? Aici ar fi 2, 4, 6 numere. Da. Dar sar ca lungime. Corect. Am găsit unul. Zi. Stai, 82.413. 82.413. Da, dar renunța. 82. Nu mă aud. 82.413. Da. E cel mai mare? Da. Vrei să-l așez pe celelalte după 8 în altă ordine? Cât era numărul, cât era numărul, cât era numărul, cât era numărul. Așa, gata, domnul. 84.000. A, scrie-l, hai. 321. Corect. Asta era. Așa. Da, da, scrie la Davide. La scrie, băi. Mulțumesc, Rino. O 321 ai zis. Dar e trebuie să fie așa. Hai, tata, 84.000. Nu, nu, încă nu ajunge asta, că e mică. Spre 21. Cred că scriu eu. Că scrie la el, la el. Uite, vezi, David, e tot din 5. Dar e mai mare. Și ți-am sugerat. În loc de 6, poate 7. În loc de 7, poate 8, poate 9. Nici nu i-am spus, jur. Da. Jur. Da, de ce nu mi-ai spus nimeni? Dar ți-am spus. Ai spus. Ți-am sugerat și ai spus. Spui. A, pe al tău? Dar ți-am sugerat să te duci pe unul mai mare. Că de ce am spus numărul? Păi tu când ai văzut acolo 6 cu 5 cu 4 și când ți-am zis dacă în loc de 6 e 7 și în loc de 5 e 4 și tot coborâm și ți-am sugerat, Davide, dar n-ai vrut să mă asculți. Te-ai vrut să scrii? Da. Care a fost foarte înalt. O 4, 3 de 1. Trebuie să spun că aici se întâmplă lucruri spectaculoase. Am fost pentru că voi așa, voi reușiți să voi reușiți să faceți din lecția noastră un spectacol. O 4-3-1. Da, un spectacol. Anume,
Deci în problemă s-a cerut cel mai mare număr cu putință. Format din câte cifre or fi, dar suma cifrelor să fie 18, cifre să fie distincte, da? Și nenule. Și nenule. Foarte important. Deci 84.321. Asta doar să scrieți acolo la Daria. Da? Deci 84 de... 84.321. Și acum eu sunt, de ce să mă întreb, domn profesor, dacă era cu 9 în față? Eu am încercat, deci 9, 3, până 2, acum, pe toate am încercat cu 9 în față. Dacă era și 0, se putea. Dacă era 10, era 8. Stai să vedem cum a gândit oare Daria. Mă interesează cum a gândit Daria. Eu. M-am gândit, deci am încercat... Cum l-ai descoperit pe ăsta? Spune-ne și nouă. Mă gândeam. Am încercat până acum pe toate cu 9 le-am încercat. Și mereu trebuia ori un număr care avea așa. Și mă gândeam, nu trebuie 0, ok. Am mers cu un număr mai jos. Și mai trebuia 1. Până mi-am dat eu seama că trebuie să mă pot să mai adaug ăla mai mare, a durat. Dar mi-am dat seama. A durat și am pus. Și era 7. Era, de fapt, aici era 7, 2, 4, 3. Vreau să fac ca să le arătăm tuturor. Da? Deci, ea spune că a durat. A durat. Nu, încercările. Munca pe care... Da? Deci ea încearcă... Eu prima dată am scris cu 7 și mai trebuia un 1 și până la urmă mi-am dat seama. Daria, să înțelegem. De ce te-ai oprit la lungimea de 6 cifre? De ce de 6... De 5 cifre, da? De ce de 5 cifre? De ce ne luat de 3 cifre? Pentru că dar că se cere și pe cel mai mare. Da, da? Deci trebuia să ai un număr maxim de cifre. Lung. Cât da. Se poate? De la 7, 8 cifre, da? Da. 6, 5, până când ai constatat că, iată, cu 6 cifre nu puteai să faci numărul, cu 5 cifre a venit un model, a venit modelul lui cu 4 cifre, 7641 al lui Flavia. Dar spuneam Flavia că poate există unul și mai mare, era suficient să te duci cu o cifră în față și deodată sărea foarte mult, la 10.000, nu? 10.000. De-aia ți-am spus, este timpul să mai tatonezi un pic, să vezi dacă nu poți să mărești numărul de cifre. Și atunci eu sugeram să încercăm să vedem până la 18, cam cu cine ne-am putea apropia, 1 plus 2 plus 3 plus 4, plus 5. Sincer, aici am deja... Plus 8 acolo trebuie. Da? Vedeți? Deci aici, la lungimea de 5 cifre... Aveam 15. Aveam 15. Da? Și clar 15. Acolo 8. Și aici, da, și ca să pun până la 18, pun pe 8. Și îl întorc invers și iese numărul. Și am întors invers și perfect numărul. Ai înțeles, Davide? Sărac, uitați-vă puțin. De ce nu se putea? Da. Da. Uitați-vă ce zilea e. Dacă aș putea să te filmez acum. Vedeți cât e de dezamăgit. Adică ce mi-ar era greu să zic eu 1 plus 2 plus 3 plus 4. Să văd tu așa? 10 era. Da? Și nu. Chiar plânge. Deci ochii în lacrimi. Este superb. Adică când am văzut așa, este marcat de idee atât de simplu și n-am putut să vadă. Domnul profesor, și dacă noi puneam acolo plus 5, după aceea se repeta. Da. Și era 15 și după aceea dacă puneam un 3 deci, în față, deci se repeta 3. Deci ideea foarte tare ca să am distincte. 1 plus 2 plus 3 plus 4... 10. 10. Nu puteam să pun plus 5. Dacă puneam pe 5, erau 15, nu mai completez, mai trebuie un 3 și se repetă asta. Se repeta. Uite, uite-ți la mine, te rog. Deci. Suferm este... E foc de dragii mei ăștia așa. Da. Da. Adică, deci atât e de marcat de faptul că a fost problema atât de frumoasă și de simplă. Adică primele 4 numere a trebuit să te spun. Primele 4 le aveai așa și pe următoarea, ca să completezi pe el până la 18, îți trebuia un 8, nu? Un 8. Face aici cât? 3 cu 3, 6 și 4, 10. Îți trebuie un 8. Acel 8 ar putea fi scris din ce variante? Ca să nu se repete. Foarte tare problema. 7 plus 1, nu. Deci 7 și 1. Nu. 5 și 3. 5 și 3. Nu. Dau peste 3. 6 și 2. Dau peste 2. 7 și 1. Dau peste 1. Dau peste 1. Nu mai 8. Asta este raționamentul foarte. Deci așa plecați. Este foarte tare. Ia să mai facem un model din așa. Sigur că da. Mai dați-le acum. Când am pătruns în problemă, suntem atât de fericiți, încât
merge, să zicem. Vreau să se scrie numărul cel mai mare număr. Atenție. Cel mai mare număr din cifre distincte. Nenule, a căror sumă să fie 23. Repede, copii. Deci suma este 23. Hai, folosesc numărul ăla. 5, 6 era 21. Repede, repede. Acum nici el nu știe. Hai, hai, ne-ați derutat. Trebuie să scriem și noi. E excelent, domn profesor. Se joc cu nemaipomenit. Gata. Care? Zi-o. Deci, 85 de mii. Scrieți la ea, 85. La Flavia, domn profesor. La Flavia, da. 85 de mii. 400. Nu! Dar zi pe 854. 854 321. Da, 85.000. Oh. 854.321. Hai să vedem suma. Suma face asta. De 10, nu, 15.23, corect. Îl am. Corect. Îl am. Și tu l-ai tot pe ăsta. Bravo, nu mai pe ăsta poți să-l ai. Spectaculos. Nu mai pe ăsta poți să-l ai, că 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 e 15 și plus 8. A prins foarte tare problema. Pentru că plus 6 dădea 21. Le-am folosit pe alea și, și mai trebuia 2 care se repeta. Bravo, bravo, e corect. Și l-am folosit pe 5. Mai dați-ne unul, că acum știu și eu poanta, mi-am dat și eu seama. Mai dați-ne unul. Suma să fie... Așa. Îți ne-ai mai pomenit. Să fie 21. Lecțiile acestea... Suma să fie 21. De ce 21? Să până așa. Haideți, vă rog, unul mai dai. Să fie 33. Oh, da, da. Deci să știi ceva cu... Ce-ai cu Flavia? Nu mai adună-le de la 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 plus 2 plus 3. Stai, stai. Și vă prinde șmecheria. Gata, știu! Gata! Aba nu! Este spectacol! Păi dai drumul la camere, nu? Gata! Îl am! Îl am! 9, 6, 4, 3, 2, 1! 9? 9, 6, 4, 3, 2, 1! N-am făcut calcul, n-am făcut. A făcut calcul dacă câștigă poziția. 9, 6, 4, 3, 2, 1! Eu am unul mai mare! Ia, zi-l tu! 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1! 9, 5, 4, 3, 2, 1, da? Se repete 5. Dar noi nici eu nu știu dacă dă. Ia, păi stai puțin, înseamnă că e bun, zi Daria tu. 10 până aici, 10 până aici, 15, 8 și 9, 17, nu? Nu e! Cu 15 nu-i bun. 9 plus 6 plus 4 plus 3 plus 2, deci 6 cu 6, 12 cu 4, 18 cu 9. Face 32. Plus 6! Ai, plus 6, trebuie să-l pui. Unde să-l pună? 32, îmi dea 33. Da, da, găsit-o! În loc de 5, spuneți 6. În loc de 5, spuneți 6, da? Da. Și dă 33, dar nu știu dacă e cel mai mare. Ia zi tu, Daria. Eu am găsit-o numai mic. Ia zi. De câte numere? 2, 6. I-au găsit de 7. Deci, eu am găsit de 6. Ei, înseamnă că tu e mai mic. 2, 4, 6, 3, 7. Domnul profesor, gata. 9, 5, 6, 4, 3, 2, 1. 9, 6, 4, 3, 2, 1. Face 33 suma. Da, este cel mai mare. A ghicit foarte bine să-l bage în loc de 5. Foarte tare. Foarte bine, Flavia. Deci îl bagă în loc de 5 ăla. Atenție, ci merge foarte tare. Foarte bine merge. Și păi loc de 5. Tot numerile acelea care le-am folosit aceste dinainte. Da. Și mai adăugăm cât mai trebuie. Voi ce așteptați, Davide, și prezentare? Mai dați-mi unul ăla! Dar fără... Flavia, da-și! Fără zero, diferite, da! 21! Ei, 21, hai! 31! Nu mă mai vrea, domn profesor, hai! 43! 43, hai! 43, numărul cel mai mare! Stai puțin, 7 trebuie să mai adun. Stați, dacă ăla dădea 33, 6, 3, 7, mai adunam 1, 32, nu, eu fac ideea. Hai. Domn profesor, da, Flavia, ai găsit? Atunci taci.
Nu se poate? Pentru că, se poate, taci! Nu se poate. Da. De ce? Pentru că... E, nu, cu siguranță se poate. Păi dacă, dacă sunt instincte și nu ne dă. 18 cu 8, cât făcea? Flavia îți dă! Dacă nu cauți, n-a să lăsești. Bine, nu cauți deloc atunci. Nu cauți deloc! Nu mai dă, nu mai dă, m-am săturat. Dacă nu... Nu. Întrebarea acum care se ridică este... Zi, Flavia. Mă gândeam, dar acum făceam sumă, dar mă gândeam dacă ar putea fi 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Nu, e că am încercat, ca să știi, stai calm. În loc de 7 până în 5. Am încercat școală. 2, deci, dar Flavia, și surprins o chestie frumoasă. Nu pentru orice număr se poate. Deci, pentru 43 se poate. Cred. Cred că se poate. Nu știu foarte bine. Dar nu pentru orice număr se poate. Dar spune că nu se poate. Stați puțin! Deci dacă mă duc peste 45... Da. Rog frumos! Că suma de la 1 la 9 e 45. Nu mai are problema soluției. Da. Pentru că vedeți puțin ce... Bine, 7! Și avem 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deci 9, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ia să vedem suma. Pentru că e fără 7 și toate lucrurile alea de la 1 la 9 sunt, e 40. E 40. Și 5 minus 7, deja te zici prea mult. Domn profesor, am unul! Zi, Dalia, și tu. 98 de milioane, 765.431. Deci 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 4, 3, 1. Pentru că dacă de la 9 la... Da, de la 1 la 9, de 45 și 9 ne trebuie 43, am scos 2. L-a scos 2. Foarte tare! Foarte tare, se prinde, se prinde. La 1 la 9, 45, au scos 2. Bravo! Bravo! Ei, nu e mai pomenit! Nu e mai pomenit! V-ați dat seama ce-a făcut? Păi așa de ușor cu zârâne! A fost tare! Asta e momentul cel mai frumos al lecției. Să nu uite să dea ce? Like și share! Like și share! Dar de-a fost o cotește! Da, David, de la 1 la 9 sunt mai 45. Întotdeauna, ține-ți de veci. I-am dat 43. 2 este cel. Da. Ia, nu mai dați-ne mâna, domn profesor. Domn profesor, dacă ne mai dați mâna. Gata, știu. 44 și poate... Pe 1. Gata, știu. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 1. 3, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vedeți, domn profesor, că așa aici și greșea, voi dați-ne mâna ca să fiți sigur. Dați-ne 45, 9, 6, 5, 4, 3, 1. Domn profesor, vă rog frumos, păi dați-ne mâna. 1, 1. 3, 7. Nu, repede. 54. 54. Nu! Nu, nu, nu! Nu se poate! Nu, nu, nu! Tocmai ce era, discutam cu profesor. Nu se poate! Nu se poate! Nu se poate! Unde mai mică profesor, haideți? Că sunt pregătit, da? Până la 47, domn profesor. A, da! 37, haideți! 37. Care era numărul la 33? Gata! 33. Care era numărul care l-a spus, dar era la 33? 8, 3, 2, 1. Gata, domn profesor, gata! 97.654! 976, zi! 97.654321! Corect! L-am scos pe 8! Am făcut! Deci eu eram gata cu 45 minus! Nu mai pomeni! Bravo! Uitați-ne mâna, vă rog frumos! Gata! Da, eu mai vreau! Vreau și David să fiți așa! Auzi, știi ce? Dar dacă... Foarte până la 8 e 36, domn profesor, până la 8. Da, bă, Daria! Suma până la 8 e 36. Chiar te gândești, da. 45, băi, mi-a atât
E foarte tare crescut pe, din 45, nu? Așa e. Da, din, am făcut, deci eram sigur. Deci pe 8, așa că ați luat 37. Da. Dar acum... Suma până la 8, 36, domn profesor. Pe 8-ul acela... Îl lăsam. Îl lași și cauți un nup compus din 6 cifre... 6 și 2. Da, dar trebuie să fie convine, cel mai mare. Nu-ți convine să scoți... Nu-ți convine să scoți două poziții. Da? Să scoți două poziții. Da. Și așa face mai mic. Și cel mult una să scoți. Da. Când ești la strânsoare și la încotro. Din maxim. Vrea și David să dea una. Domnul profesor, mai dați-ne una ca să dată și pe David. Vă rog. Dacă noi dare, hai să... Nu, eu stau, eu și nici de fapt numai ca să câștig. Ia stați-vă că vă dau, eu stau doar. Nu lasă. Da, da. Stați că mai am eu unul. Mi-e place. Maestru. Mai am eu unul cu adevărat. Ok, perfect. Nu, ăsta era punctul A, ăsta. Și acum punctul B, domnul profesor. Cel mai mic. Continuăm. Continuăm. Nu, stai. 99. Stai, fată, noi tot aici suntem. Da. Atenție, gata, ne concentrăm clasa 4-a. Să arătăm că numerele de la 1 până la 10 inclusiv, 1 plus 2 plus 3 plus așa până la 10, nu pot fi împărțite în două grupe. Nu pot fi împărțite în două grupe. Da. Astfel încât suma numerelor dintr-o grupă să fie egală cu suma numerelor din cealaltă grupă. A, gata. Păi dar mai că nu poți... Să arătăm asta. Dar vă arăt eu cu două secunde. Poftim, arată. Păi dar foarte simplu, jur, că dacă... Deci am 1 plus... Scrie frumos. Așa. 1 plus 2, da. Cât e suma de la 1 la 10, stai, copii? 55. Întotdeauna suma de la 1 la 9 e 45 și de la 1 la 10 e 55. Și împărțiți-o în două grupe. Păi da, uite de ce. Astfel încât. Pentru că eu am 1 cu 9, da? Oricât ai face 55 împărțit la 2 nu merge, Daria. 3 cu 7. Corect, David. 4 cu 7. Și uite, deci am 3, 40, 50. 55 împărțit la 2. Da, și dacă 55 nu se poate. Nu se împarte la 2. Da? Deci suma lor este... Așa. Deci problema ta n-a mers, acum dați-mi dumneavoastră. Și împărțită la 2 nu e posibil pentru că... E un număr impar. E un număr impar. Așa, și acum mai dați-mi una ca să calculăm. Da, da, excelent. Ați convenit clasa 7-a? Stai, una, mai avem timp. Unul și gata, faceți ceva. Da, tot distincte, tot fără. Nu, tot, eu acum nu mai fac. Dar spun, nu mai folosesc nenule. Da! Dar de ce n-aveți voi? Nu. Adică distincte, doar atât distincte fără precizare nenule. Deci toate nenule. Da, și da, Flavia, haideți. De la 0 început. Spune. Pune 45, că știu. 18. Suma cifrelor să facă. Oh, gata. Domn profesor, deci dumneavoastră vă bate joc de la... Gata, interesezi cel mai mare? Da, cel mai mare. 84.328. Eu am unul mai mare. Da. 840. Nu, 810. Hai, eu am zis prima. Așa să zic. Se pune și 0. Da, se pune 0. Zero nu schimbă rezultatul. 0 nu va schimba 10. Rezultatul. Da, îl schimbă. Flavia, Davide, să spunem acum să fim sinceri, Davide pierdut. Păi, ce-o făcut fretele astea în seara? Hai, mai yes! Mâine seara sau poimii seara, ne-ai câștigat. Nu, el nu poate să vină. Da. Am gata. Dar poi mine faci? Nu, vine. Yes. Vine și Flavia, apoi vine domn profesor. Problema aceea trebuie să o faci. Știi că urmează o problemă care m-a dat-o eu, problema aceea. Da, n-am trecut și nu fac. Da? Nu știu când, domn profesor. Da, eu mai fac. Da, apară îmi dai și mie numărul. Domn profesor, ați dat de fericită, știți? Nu știu ce-i cu mine. Sunt fără. Daria e angrenul micro. Ți l-am dat. Hai să zicem ce lucruri a făcut noi astăzi. Multe! Foarte interesante și frumoase, da? Sinteza oare? Bune, trebuie să o mai scriești pe... Eu nu știu ce să scriu la sinteză. Au fost așa... Probleme superbe și noi l-am bătut pe Davide! Băi, Davide!
Dar ea a găsit metoda. Dar ea a câștigat pe scurt. Prima problemă ce a fost? Dar ea n-a câștigat nimic. Dar ea a câștigat-o. Ce a fost prima problemă? A fost problema. A, nu știu nici. A, problema care s-a dat-o mama cu Sony, da. Cu problema Sonic egal cu... A, așa urcă și coboară. Da. Care și cădere. Și apoi am făcut problemele astea care mie mi s-au părut superbe. Superbe de scoaterea. Săracul Davide. Ce pe vă tocmai v-ați văzut în internet, nu? Nu uitați de like și share, pentru că merităm. Așa este. La revedere! La revedere.